Dar e ca și când e un bărbat și zici, mergem la Rev. Brrr, nu cred că mergem. Hai să mergem la Rev, hai să mergem la Rev, hai odată, hai, 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 hai. Nu mergem la Rev. De mâine nu mai fumez, nu mai mânc gras, de mâine nu mai beau, adică beau, dar la ocazie. Arabai la la salsa, mamă ce culoare, mamă ce culoare. Din ciclu, oare unde ne petrecem anul ăsta Revelionul, am ajuns la The Wild Garden. Singurul loc din Cluj-Napoca și din împrejurimi unde poți să-ți petreci trecerea dintre ani în aer liber, dar nu stând afară. Că sunt și locuri încălzite și locuri mișto și mâncare, dau să vă spunem pe parcursul acestui vlog. Luminițe, lasere, flăcări, făclii și o sală primitoare în mijlocul naturii, o sală care să te facă să te simți bine la trecerea dintre ani. Am lângă mine pe cei doi protagoniști. Ce ne pregătești? Ce-i cu sala asta? Că eu am fost afară, am fost încălzit, dar aici este cam cald. Măi, încercăm să ne conectăm cu natura. Da. Deci avem o sală în mijlocul naturii. Este vitrată jur împrejur. Așa. Și cel mai important lucru este că este încălzită. Încălzită. Da. Deci lumea stă înăuntru și zici că ești într-un hotel, într-un restaurant. Aproape, da. Condițiile sunt grozave, după cum vedeți, se poate sta la masă. Exact, se poate sta la masă, cu scaune, se poate sta la canapele. La canapele, a? Aici vii și stai și te liniștești, te odihnești și aici în față se dansează. Vorbește tu, exact. Că ai microfon. Ai microfon? Nu știam. Am aici, de ce crezi că am la șuba lui Spancio? Hai, vino aici, Cipri. Și aici și... pupitrul DJ-ului. Da, de aici se difuzează muzica? Atmosfera, magia, de fapt. Magia. Așa. Mai avem un lucru important. Te rog. Care poate cel mai important lucru este Cipri. Cu Cipri? Cu Cipri, da? Da, am mai vorbit. L-am întâlnit la mall anul trecut. Da? Șefii ăștia sunt greu de prins. Pasează-i microfonul după ce îl prezinți. Prezintă-l tu, că tu-l prezinți de bună. Ne-am cunoscut la două beri, nu la miază. Da, da. Era prea târziu de vodcă și am luat două beri. Păi dar... ce să vă spun, avem o bucătărie de live cooking. Suntem, cred, singura bucătărie din Cluj care totul gătim la smoker și la jar. Totul este live cooking, o să avem și o surpriză, deocamdată nu vă zic, sau pot să vă zic, un hamon bar făcut în deschidere, în noaptea de Revelion, un salad bar, un hamon bar, pe lângă brischeturi, coaste de vițel, coaste de porc și tot meniul care vi-l recomandăm noi la foc. Deci deschiți. Voi începeți așa încet, ușurel, ușurel, până ajungeți la arsenalul, la arterele. Nu vrem să spunem tot, că deja lumea e aproape de noi și... ușor, ușor se mai... Oricum, de la party-urile pe care le-ați făcut aici, lumea și-o că am făcut o idee despre meniu, despre extravaganțele șefului Spancioc, așa că și la Revelion trebuie să fie ceva la înălțime. Dar asta cu live cooking-ul, cum e? Cu live cooking o să fie totul la smoker, coaste de vițel, brisket, coaste de porc. Să vedem. Dacă ne încălzim bine, poate dăm drumul și la un Argentina Grill. Avem un griller bun și... probabil că pe lângă hamon bar și salad bar, care va fi o surpriză pentru doamne, mai facem chestii. Mai trebuie să le facem și doamnelor câte o surpriză și aia plăcută. Exact, vegetarienilor. Noi suntem mai pe carne. Legat de atmosferă și muzică, vom avea o trupă care va cânta cover-uri din anii 80 și 90, iar după ce se termină programul lor, va veni DJ-ul care va continua până în zilele noastre cu toate hiturile importante. Va face un update. De, și cu muzica, la fel, cum începem cu hamon, mai ușurel, cu nu știu ce, mai vărsăm o lacrimă noi ăștia, mai în vârstă, că tineretul, da? Deci, iată, polivalenta naturii. Aici, ca la un concert de evergreen-uri, da? O să fie o seară în care se vor intersecta în mod plăcut mâncărurile cu muzica, cu debăuturi, n-or zis nimic, nu știu de ce. Ce pregătiți la bar? La bar vom acoperi orice dorință. Orice dorință. Da. Lucrăm cu produse premium, cocktailul, așa că probleme nu ne tot face. Ce exact. Afară nu este încălzire decât de la bunul Dumnezeu și de la Bădăcin. La Bădăcin se întâmplă două lucruri bune, s-au întâmplat. A fost născut Iuliu Maniu, și pălinca asta se face în continuare. Domnule, obei pălinca asta și rămâi diplomat, patriot și noi suntem români și, fiind aici la Ciobi, ca așa-i românul. Siastoc!
Ce care e pedeapsa pentru cei care au trei soții? Triciclu. Fiți atenți. Acest triciclu funcționează pe bază de Prosecco. Nu trebuie să faci alimentarea des. Nu trebuie să... aici. Just pull. Bineînțeles că acum ai fric, da, va fi băgat antigel pentru Revelion, nu? Și pe fiecare, cum e de acasă. No. Iau două să duc la nevastă. Nu, mă, tată. Le bei aici, le pui frumos, că se umplu la loc. Și în aceea seară se și spală. Că nu-i bine să intri cu vase murdare în nou an. Bă, dar au vrut. Stai ca și cât e un bărbat și zici, mergem la Rev. Brrr, nu cred că mergem. Hai să mergem la Rev, hai să mergem la Rev, hai odată, hai, 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 hai. Și nu mergem la Rev. Așa-i. Boltul locației, nu vă speriați, nu este un cuptor de făcut costițe, este chiar o mașină, o mașină de legendă, o mașină de colecție care funcționează, mă rog, e de sălaj, pe bază de pălincă de bădăcină. La dimineață, toți petrecăreții pot să-și facă poze, o să fie împodobit, o să fie nu știu cum, dar presim că unul de-al dracu o să o fure. Cum? Nu știu. Se va câștiga la tombolă. Băi, material mai bun decât în Tesla. Fii la aia dracu de mască, mă. Ia model. Ia model. Și vă plimbați voi aici, alene, și vă faceți jurăminte pentru nou an și o să ziceți, de mâine nu mai fumez, nu mai mânc gras, de mâine nu mai beau, adică beau, dar la ocazii. Mami, de mâine numai pe tine te iubesc. Mă, trebuie să zici rezoluțiile astea de anul nou, aici, sub copac. Mami, te duc în 3 excursii pe an. Mami, dragă, intrăm la regim. Sală, fitness și când ajungi aici lângă foc și când la mesele astea vezi că e cărnărie și nu știu ce, zici, știi ce, mami, vorbim de Paști, căldură, frumos, miros de lemn, stai la povești, au, nici nu ți se, nici nu știi cum curge timpul. Chestia asta, domnule, că într-o seară treci dintr-un an într-altul, e extraordinar. Și de-aia trebuie să o petreci într-un loc în care să zici, bă, wow, unde am fost? La Wild Garden, tu unde ai fost? La cantina primăriei, bă. Dacă trecem dintr-un an într-altul, măcar să o facem cu stil. Și aici o să fie focuri, o să fie chestii. Alături de mine domnul șef Ciprian Spancio, care o să ne spună ce scoatem acum de la... Smoker. Smoker. Smokerul ăsta e o... mașinărie, un slow cooking, de fapt e un lair din ăla cum aveau bătrânile pe vremuri, în care gustul era primordial. Slow cooking, exact, lairul ăla de țară, deci, cum zice Mircea Groza. Hrușca n-ar mai trebui, hrușca să cânte lairul, era trebuie să cânte... Smoker, smoker. Smokerul e smoker. Exact. Mergem la smoker să aducem carne și după tine. Dacă te atacă cineva, eu sunt... Unde-s pistoalele? Unde-s... O să aducem o costă de porc, am uia să o rup, că... are câteva ore și un pui. Și un pui. Da, un pui, o galiță, cum zice Mircea. Aici îmi dau, vrei tu să tai? Nu vreau eu să nu te accidentezi. Să-mi arăt. Uite, ți arăt așa. Așa. Nici nu avem nevoie de neapărat de cuțit, că uite, oasele ies afară, vezi? Aha. Uite, vezi? Îți dau așa să guști chiar de la botul calului. Hm? E mai frumos. Ai mâncat și mai prost, nu? Mm. Mm. Bun. Nu prea stau bine cu dinții, dar... Hai să spun și un cimiciuri, o salsă argentiniană, dar hai să-i zicem niște verdețuri, așa în muiete. Arabailar la salsa, hai să mamă vedem. Ce culoare, mamă ce culoare! Hai să vedem. Asta e culoarea. Ce-i place la soacră mea, roșu și puțin verde, albu în gură. Mere! Cimiciuri. Deci, hai să rupem și un pui, o să avem și pui, deci nu e foarte important, dar... De ce l-ai legat să nu zboare? L-am legat să nu zboare, știi? Cu mânuțele astea, două... Uite așa, îl desfacem, luăm ața, rupe ața, că de sară frigem puiul, exact. Ai iuiu. Mai ia, vezi cum e asta. Cred că e fierbinte. Nu arde așa tare, ha? Vreau să-ți mănânc degetul. Nu frumos, cum cimiciuri. Mere, cum să nu? Ia de aici. Uh-huh.
Așa pe oase îmi place. Spune pe țomb. Pe țomb? Mhm. Ia. Adio, curi, astăzi mănânc chimichurri. Aici, cred că satură o masă de 4 persoane, ha? Liniștit. Depinde, nu de ăștia ca tine. Pită dai? Exact. Pită dat. Face mămăligă. Face mămăligă. Face mămăligă, facem cartofi în smoker, facem multe garnituri. Mă, smokerul ăsta e genial. Sarmale, ziceai că poți. Facem sarmale la smoker, deci garantat. Și cu hribe, și cu ghebe, și cu carne de porc. Și vită. Incredibil, foarte bun, foarte gustos, bravo! Mulțumim frumos! Poate ar merge și un desert după, dar acolo mă adresez în partea cealaltă. La Cristina, eu nu știu să fac deserturi. Cristina, dragă, am pierdut oricum lupta cu cântarul, am pierdut lupta cu greutatea. Ce ne prezinți pentru seara de Revelion? Și acum la raionul de dulciuri și bunătăți, Cristina ne va spune în mare ce o să regăsim pe masa de Revelion. O să găsim torturi cu ciocolată, cu caramel, tarte cu fructe proaspete, tartă cu dovleac și cu nuci. Dovleac, așa e? Da, da. Uh-huh. E rămas de la Halloween, dar e foarte bun. Cu rodie. Cu rodie? Mm. Proaspătă? Rodia poartă noroc. Cu cât îți mai mărunți, cu atât o să ai noroc de bani în anul ce vine. Și dacă mănânci tartă de asta, o să ai noroc la bani, că vin teancuri, da, sigur. Îți pune șocolată, o să nu mă să schimb gustul. Nu strică niciodată. Niciodată, la discreție. Ok. Nu, așa arată farfuria. Atât? Rămâne un gust foarte pregnant de ciocolată în gură. Foarte bun. Pentru că nu folosesc zahăr. Ai, lasă-mă. Este doar gustul ciocolatei. Ciocolată. Vedeți că se poate și fără zahăr. Dar trebuie să știe cine să se ocupe de ceau. Ofertă mai bogată decât de la The Wild Garden nu există în Cluj-Napoca și în împrejurimile sale. Revelion în natură, dar sală perfect încălzită. Mâncare slow gătită. Mâncare bună, băutură la discreție, toalete nenumărate, Prosecco Van. Te plimbi în natură și nici nu știi cum a mai trecut un an din viața ta. Dar îți dă un optimism să zici, bă, așa vreau să intru în 2024. Poftiți aici!